Anastasia, doar pentru ca să-ți transmit microfonul, Salut, salut! spor. Bună ziua tuturor! Se aude bine? Ok. Se aude, e ok. Super! Mulțumesc! Vă salut de aici, din Spania, de la mine, din Living. Mă bucur tare mult să văd acolo, mă bucur să văd paneliștii din această sesiune, dar cel mai tare mă bucur că zilele diaspore, congresul diaspore au loc și în acest an, pandemic sau aproape post-pandemic. Că se păstrează tradiția. Sesiunea asta noastră va fi probabil un pic mai generalistă, dar o să avem ocazia să auzim părerile, opiniile și viziunile oamenilor care decid soarta țării, soarta Republicii noastre parlamentare. Așa că vom vorbi cu oamenii care fac legile pentru noi. Avem pe Dumitru Alaida, pe Galina Sajin, pe Ion Șpac și pe Mihail Druță. Ce voiam eu să zic este că termenul deputați din diaspora este unul foarte, cum să zic, poate confuz pentru unii, la fel cum și oameni din diaspora, da? Pentru că pentru tare mulți dintre noi linia este foarte fină și confuză. Mulți dintre noi locuiesc și peste hotare, și în Moldova, unii sunt stabiliți, unii încă nu, nimic nu-i pentru totdeauna. Și nu știu dacă există un exemplu mai ilustrativ și mai bun pentru asta decât, iată, dumnealui tocmai se ridică și pleacă, dar voiam să zic decât biografia domnului Mihail Druță, care pentru a doua oară este în Parlamentul Republicii Moldova, așa că niciodată nu știi ce se întâmplă și la ce se poate ajunge. Ca să începem, stimați colegi, aș vrea să facem o foarte scurtă prezentare a fiecăruia dintre deputați. Pe Dumitru Alaiba și pe Galina Sajin, cred că cunoașteți deja din legislatura anterioară. În schimb, pe domnul Șpac și pe domnul Mihail Druță, i-ați cunoscut în campania electorală și probabil o să avem plăcerea și acum să-i auzim. Eu vreau să vă rog pe fiecare să faceți câte o scurtă prezentare, dar care să conțină și câteva idei, câteva poziții principale, câteva direcții, câteva lucruri care vă vin în cap atunci când vă gândiți la diasporă și la colaborarea dintre diasporă și Parlament și instituții și țară, la ce se poate de făcut și la ce poate face diaspora. Și aș vrea ca aceste idei cheie pe care le aduceți să fie cumva reprezentative pentru experiența pe care o aveți, pentru poziția în care sunteți, pentru țara în care ați locuit atunci când nu ați fost în Moldova și așa mai departe. Pentru că l-am pomenit, o să-i dau cuvântul domnului Mihail Druță, dacă este ok pentru dumneavoastră. Mulțumesc mult, Anastasia. Bună ziua tuturor. Bună ziua conaționalilor din diasporă care ne privesc. Bună ziua la toată lumea bună care am apucat să trăim, să vedem și să trăim începuturi de vremuri bune. Zic acest lucru pentru că eu îmi amintesc foarte bine cum erau timpurile la 1990-91 și ce a urmat de atunci, timp de 30 de ani. Apropo, exact cu 30 de ani în urmă, în această zi, la Chișinău, avea loc cea mai mare manifestație împotriva GKCP-ului din fosta Uniune Sovietică, de la Moscova. Au recunoscut lucrul ăsta chiar și organele de mass media de la Moscova și din toată lumea. Și după 7 zile, cu 30 de ani în urmă, am ajuns să gustăm din începutul independenței noastre. Eu sunt foarte fericit că după 30 de ani am ocazia să continui sau să reactivez, să particip la reactivarea acelor vremuri de neuitat de 30 de ani în urmă. Am găsit în Parlament o echipă de tineri bine pregătiți, bine determinați, serioși, cum sunt serioși doar cei de vârstă înaintată. Cunosc bine nu numai engleza, digitalizarea, dar pricep foarte bine și în domeniul economiei reale. Eu cred că viitorul Moldovei se află în mâini
buni. Ia-ți pe această notă, îmi închei începutul discursului meu. Mulțumesc! Mulțumesc tare mult! Haideți să continuăm atunci cu Dumitru Alaiba. Ce părere aveți dacă facem așa un salt dintr-o parte a mesei în alta ca să nu menținem neapărat rândul? Dumitru, o scurtă prezentare, te rog, și câteva idei pentru și despre diasporă. Bună ziua tuturor, bună seara de fapt, depinde de fusul orar în care fiecare se uită acum. Și mulțumim cu toții pentru invitație, Anastasia, organizatorii, colegii de la BRD. Dumitru Alaiba mă numesc, nu știu, nu cred că o să fac introducere la biografie, dar la subiect despre inițiative, idei pentru diaspora la care îmi place să ajut și care mă și reprezintă ca și profesionist, desigur ține de economie. Și anume, motivul din care mare parte din conaționalii noștri au plecat este, din păcate, în căutarea unei vieți mai bune, în căutarea unui loc de muncă bine plătit, în căutarea oportunităților, în căutarea, nu știu, a unui mod de a-și manifesta talentul sau chemarea. Și eu cred că ceea ce am încercat în acești 2 ani, inclusiv în legislatura trecută, până la urmă, noi vrem o țară și o țară trebuie să ne construim anume prin asemenea chestii. Din păcate, în special tineretul nostru, teamă-mi e că deja e puțin automat gândirea asta, absolvesc și plec peste hotare. Și asta e lucru pe care poate ar trebui și am putea să-l schimbăm, ca cei care mai stau să rămână aici, să încerce să-și realizeze visul acasă, dacă vreți. Asta am vrut să spun. Mulțumesc tare mult, Dumitru. Continuăm cu Galina Sajin, dacă e ok. Salut, Galina, bună seara! Bună seara, Anastasia, bună seara tuturor, bună seara organizatorilor. Mulțumim pentru această oportunitate de a discuta încă o dată cu concetățenii noștri de peste hotare, pe care ne-am obișnuit să ne chemăm diasporă. Mă consider și eu jumătate diasporă, jumătate acasă acum, pentru că 14 ani locuiți peste hotare. Acum, departe de casă, dar întrebai la început ce ne vine în minte când, ce idei ne vin când zicem diaspora. Mie îmi vine în minte în primul rând că noi trebuie să deprindem, să educăm, să promovăm ideea că noi suntem un popor unic. Nu suntem divizați în pături diaspora și cei de acasă și trebuie să dezvoltăm această idee în continuare. În contextul celor ce zicea și Dumitru mai înainte, sarcina noastră în primis este să facem o viață mai bună acasă, în așa fel ca lumea să aibă unde să se întoarcă, ca lumea să aibă unde dezvolta o afacere întorcându-se cu banii agonisiți peste hotare, sau să aibă
oportunitatea de a alege să rămân peste hotare sau să revin acasă, să am aceleași condiții sau aproape aceleași condiții ca și peste hotare. Noi ne propunem în special acest lucru, dar întrucât în acești 30 de ani, din păcate, din dezamăgire în dezamăgire am traversat toată perioada, lumea și-a luat lumea în cap și apar alte probleme, că oamenii noștri se întâlnesc cu probleme și peste hotare, chiar dacă țările de peste hotare, țările în care s-au stabilit, oferă anumite condiții favorabile de muncă și de trai acolo. Ne ciocnim cu problemele care sunt cauzate iarăși de problemele noastre din țară. Deci avem probleme cu relația misiunilor diplomatice și cetățenii, avem probleme în domeniul social și deci până noi vom reuși totuși să pornim acasă o viață mai bună ca oamenii noștri să revină, trebuie să avem grijă și de stabilirea unor lucruri cât privește traiul peste hotare. În acest parlament sunt în Comisia Relații Externe și Integrare Europeană și ca specializare în GUST voi avea anume grijă de domeniul serviciilor consulare. Și îmi propun, așa cum mi-am propus și în campania mea electorală din 2019, când am candidat pe circumscripția 50, și acum să fac tot ce pot mai bine pentru a îmbunătăți relația aceasta dintre cetățeni și serviciile consulare. Paralel, aș vrea să menționez că vom contribui la toate programele care țin de diasporă. Le-ați văzut în campania noastră electorală, le-ați văzut în ceea ce ne propunem să facem pentru diasporă și noi vom depune tot efortul ca să realizăm ceea ce ne-am propus. Mulțumesc tare mult, Galina. Domnule Șpac, mă bucur enorm să vă salut. Aveți cuvântul, vă rog. Bună seara! Ok, mă numesc Ion Șpac, să începem de la început. Sunt de 20 de ani, am fost plecat, deja sunt acasă de o lună de zile. Ce aș spune eu despre priorități, din punctul meu personal de vedere? În orice țară, dacă nu-i justiție, nu-i viitor. Dacă nu-i justiție, nu-i dezvoltare. Obiectivul meu, eu aș spune, de bază, în primul meu de vedere, este trebuie să pornim lucrurile aici în țară. Pentru că dacă să luăm la general diaspora, operații cu concetățenii din țară sunt destul cu mult mai bine. Clar că sunt și acolo probleme, pe diferite teme, le cunoaștem toți, dar obiectivul meu este să întoarcă copiii acasă. Nu vine tineretul acasă, țara șansă nu prea are. Pentru că pensionari, știm, țara deja e plină. Și iarăși, după, cunoaștem toți, toți avem prieteni plecați, o bună parte din ei au încercat în anumite perioade să întoarcă acasă, au încercat, a dezvoltat diferite afaceri la care li s-a dat peste mână, au rămas fără afaceri, le-au vândut și au plecat înapoi. De aceea eu sper că noi o să facem așa o platformă, că cei care o să decidă să întoarcă acasă, să fie siguri că s-au întors pe totdeauna. Nu pe 2 ani să încerce să vadă s-a primit sau nu s-a primit. Cam asta e. Mulțumesc tare mult, sună bine. Voiam să zic că eu sunt de acord cu faptul că cele mai multe problemele diasporei vin cumva și au rădăcinile în Moldova, da? Și reîntoarcerea și recunoașterea permiselor și recunoașterea diplomelor, da? Deci toate lucrurile astea sunt problematice pentru că ele în Moldova sunt problematice. Așa că haideți să discutăm despre lucruri cu care poate nu suntem de acord unii cu alții și mie mi-ar plăcea să încep cu votul electronic sau votul prin corespondență, pentru că este o chestiune care mie mi se pare deja umilitoare,
după ce diaspora atâția ani la rând și-a arătat suportul și a făcut efort ca să fie acolo de fiecare dată, mi se pare că e timpul să discutăm foarte serios despre cel puțin una dintre aceste soluții, mai ales că avem exemplul României și sunt sigură că dacă o să le cerem ajutor, acesta o să ne fie oferit, dar și pentru că avem atâția concetățeni plecați peste hotare și ar fi, este de fapt fizic imposibil să deschidem secții de votare pentru toată lumea și atunci avem nevoie de o soluție alternativă. Dacă există cineva care vrea să răspundă la întrebarea asta. Dumitru, dacă dai din cap, te rog. Eu, de fapt, dădeam din cap că sunt de acord. Eu cred că e clar. În primul rând, cumva, noi ar trebui să realizăm un lucru foarte frumos. Eu cred că noi, ca și țară, și în primul rând diaspora, a stabilit un record mondial din toată istoria. Eu nu cred că noi putem să vedem o altă țară în care la un scrutin au fost aproape că 20% din voturi exprimate în afara 14. Țării. 14%. Da, cer scuză. De aceea, după ce am văzut cu toții aceste imagini, după ce am văzut atâta mobilizare, după ce am văzut cum oamenii stau într-adevăr în ploaie, în vânt. Eu vorbeam cu câțiva, na, oamenii mai circul, vin înapoi în țară și mai departe. Și era un mă și-am postat, Mihai din Berezloș, din Orhei. Cu atâta mândrie povestea omul acela că a stat în Londra 8 ore de vreme sub ploaie până a votat, că știți, fiecare istorie din asta e într-atât de frumoasă. Noi, pur și simplu, ceea ce am vrut să spun, într-adevăr, datorăm diasporii, datorăm oamenilor ăștia condiții mai decente, mai ușoare ca să-și exprime votul. Chiar dacă și eu plecat, poate chiar 10-20 de ani în urmă, i-au demonstrat prin acțiune, prin mobilizare, că ei vor să fie parte din țara asta, ei vor să participe la felul în care noi luăm decizii în țara asta, ei vor să-și spună votul și de aceea noi suntem obligați, mai ales că acum chiar nimeni nu poate să ne oprească. Noi avem 63 de voturi în Parlament, noi chiar nu putem să mai spunem că Dodon nu ne permite sau Plahotniuc sau cine acolo. Și într-adevăr le datorăm conaționalilor noștri o soluție omenească, pentru că suntem în secolul 21 și cumva votăm tot ca în secolul 19. Dacă să ne uităm la aceste rânduri din Londra, din Italia, din Spania și așa mai departe. Asta am vrut să vă spun. Deja corespondență online, iarăși, expertiza ne spune că toate sunt ele posibile și ușor de implementat dacă îți pui într-adevăr expertiza în funcțiune. Da? Ok. Am să adaug și eu, pentru că în legislatura precedentă m-am ocupat de studierea posibilităților. Evident, erau închise toate posibilitățile, dar în mai multe conferințe cu mai mulți specialiști din domeniu și al votului prin internet, dar și din experiența României, votului prin corespondență, experiența Estoniei, majoritatea și decidenților, dar și specialiștilor în domeniu am convenit asupra opinii sau idei că pentru a implementa aceste două lucruri este nevoie doar de voință politică. Dacă eu la început mai aveam niște dubii referitor la posibilitățile tehnice în implementarea votului prin internet, pe parcursul mai multor conferințe am fost convins de către oamenii mai experimentați în acest domeniu, m-au convins că nu este tocmai așa și deci este nevoie doar de voință politică și, cum a zis și Dumitru, nu avem scuze acum. Da, mulțumesc tare mult. Dumneavoastră toți patru faceți parte din același partid, partidul care are majoritatea în Parlament. Întrebarea mea era un pic mai concretă. Dacă dumneavoastră ați discutat în interiorul partidului, pentru că, știți cum, vremea zboară. Eu cred că peste 4 ani noi o să avem iarăși alegeri.
Și aș vrea foarte mult ca atunci să ne fie mai ușor tuturor. Și întrebarea mea este ca un follow-up la prima întrebare, dacă există niște pași concreți și mai ales dacă v-ați stabilit pe intern cumva un deadline pentru această schimbare. Pentru că ca ea să se întâmple peste 4 ani sau poate și mai devreme, cred că trebuie de discutat cel puțin deja de ea și de întreprins primii pași. Și asta vreau să întreb, dacă există inițiative concrete. Am să răspund și tot eu, Anastasie, pentru că m-am ocupat de această problemă. Este în programul nostru și noi suntem obligați să onorăm promisiunile date cetățenilor. Deci aceasta este mai concret decât atât. Referitor la deadline, cu toții știm că modificările codului electoral nu pot fi efectuate mai târziu decât un an înaintea următoarelor alegeri. Deci termenul maxim este peste 3 ani ca noi să avem măcar o metodă alternativă de vot. Nu ne-am oprit întocmai la deadline-ul mai, să zicem, peste 2 ani sau să ne dăm în interiorul partidului, pentru că cunoașteți cu toți că avem probleme stringente în domeniul justiției care ard, chiar ard, și trebuie să ne ocupăm de ele. Avem probleme cu sărăcia. Și deci acum toate eforturile sunt concentrate în procesul de creare legislativă, sunt concentrate acolo, dar paralel am făcut pași în acest sens. În curând voi publica o consultare publică care am făcut-o tocmai prin această metodă, prin Zoom, cu oameni din diferite țări, ca să-și expună părerea despre problemele ce le întâlnesc aflându-se peste hotare, dar cu accent asupra posibilității de implementare a votului electronic. Deci, consultările publice este unul dintre pașii care trebuie efectuați înaintea unor modificări legislative. Deci, în acest sens, am făcut foarte multe consultări și cu specialiști de la Comisia Electorală Centrală care țin de modificările codului în vederea implementării concomitente a și a votului prin corespondență, dar și a celui prin internet, și specialiștii din domeniu sunt de părerea că modificarea codului electoral trebuie făcută atât la o temă cât și la cealaltă. Deci, mult prea probabil că noi, dacă vom modifica codul electoral, îl vom modifica în vederea implementării și a votului prin corespondență și a celui prin internet. Deci, eu sunt sigură că cu 63 de mandate în Parlament, noi suntem gata să dăm cel târziu, peste 3 ani, țării alte metode de vot. Mulțumesc tare mult! Înțeleg că voință politică există. Așteptăm cu nerăbdare și consultările publice, dar și următorii pași, și mai ales da, votul prin corespondență sau electronic. Cred că suntem cu toții conștienți că procesul, niciunul dintre aceste două procese nu e fără defecte, la fel cum s-a întâmplat și în România, a fost problematic și acolo, dar trebuie să începem de undeva. Bun, mai am o întrebare despre procesul legislativ și ea se referă la unele chestii pe care le-ați spus dumneavoastră în prezentări, despre revenirea acasă a oamenilor, despre revenirea pentru totdeauna sau poate pentru 2-3 ani, oricare ar fi ea. Vreau să întreb dacă există vreo inițiativă sau vreo idee măcar la nivel legislativ pentru stimularea oamenilor ca să revină acasă. Dacă există vreo inițiativă la nivel economic sau poate aveți ceva idei pe care vreți să le implementați de acum încolo sau nu neapărat economic, legat de impozite sau nu știu, orice alte stimulente, ca să zic așa, care ar putea motiva diaspora să revină acasă. Da, domnul Druță, vă rog. Pentru a răspunde la această întrebare, mai întâi trebuie să amintim de ce au plecat oamenii noștri psihotare. Și au plecat din cauza sărăciei economice și a mizeriei politice de acasă. După prăbușirea rublii rusii în 98, peste câteva săptămâni,
valul dezastrului economic ajuns în Moldova. Oamenii noștri au mai rezistat ceva timp, dar după dezastru politic din 2001 au rupt rândurile și cete, una după alta, au început să plece psihotare. În Italia, în 2001, erau înregistrați vreo 6.000 de moldoveni. La sfârșitul perioadei neocomuniste, în 2009, erau de acum vreo 130 ceva de mii de moldoveni cu vize de reședință pe teritoriul Italiei. În afară de acei moldoveni care erau luați la, la evidență de reședință în baza pașaportului românesc. Ei bine, în această vară, eu cred că am pus începutul dispariției mizeriei politice din Republica noastră. Să facem un lucru bun. Am început, vă rog, am început anul trecut cu alegerile prezidențiale și am continuat în acest an cu alegerile parlamentare, cu guvernul. Avem în față acum o mare sarcină care este curățarea justiției de orice element de corupție și orice element de fără de lege. Sună bine, fără de lege în sistemul de justiție. Cu aceasta se ocupă fracțiunea PAS din Parlamentul Vremurilor Bune. De asemenea, deja cum a menționat colegul Dumitru, sunt în curs de implementare programe economice. Și există siguranță că în parcursul acestui mandat deja situația economică din Moldova se va schimba. Și aceasta va fi condiția principală pentru ca oamenii noștri să revină acasă. Eu sunt conștient că nu vor reveni toți. Cei care au casă, care și-au luat părinții deja în diaspora, și-au prins rădăcini acolo cu copiii, copiii au crescut acolo, și-au găsit locuri de muncă, locuri la universități, nu vor reveni toți. Dar majoritatea trebuie să revină, că așa cum a menționat și doamna Galina, noi suntem un popor. Noi nu suntem cei din diaspora, o lume paralelă, cum au încercat cineva din fosta guvernare să ne eticheteze. Noi facem parte din același popor, poporul de acasă și poporul din diaspora. Și nimeni nu a reușit nici această toamnă, nici în această vară, nu a reușit să ne separe. Ca picăturile de mercur ne-am unit înapoi, fie în cuget și sâmsâri, dar ne vom uni și fizic vom reveni acasă. Suplimentar la aceste două condiții de bază, politic și economic, fracțiunea PAS are în programul său, a avut în programul electoral și în viitor apropiat va examina, o numim, legea repatrierii, care va crea condiții, va favoriza, din punct de vedere economic, întoarcerea semenilor noștri acasă. Fiindcă când au plecat cu 10, 15, 20 de ani în urmă, au cheltuit sume enorme. Tragedii s-au întâmplat, au pus în gaj casa pentru a împrumuta bani să ajungă psihotare, au crescut procentele, au fost jăcmăniți plecând. Cel puțin la întoarcere scriem condițiile. Este vorba despre... Noi am repetat în cadrul campaniei electorale și în diaspora se cunoaște, dar e bine să amintim. Este vorba despre scutirea taxelor vamale pentru repatrierea bunurilor materiale, a averii pe care conaționalii noștri le-au agonisit de-a lungul anilor peste hotare. Ei au tot dreptul să-și aducă bunurile lor acasă fără a plăti suplimentar costul. În afară de aceasta, există o serie de alte condiții, care, programe care au existat, noi le-am dezvoltat pentru a favoriza începerea unei afaceri aici, ajutorul statului pentru aceasta și toate, una adaus la alta, vor crea un climat favorabil pentru întoarcerea compatrioților noștri acasă. Și după asta să aducem Europa acasă, în sens că să aducem valorile europene acasă.
că noi zicem că eu Moldova se integreze în Europa. În sensul că vom implementa în Moldova valorile democrației liberale occidentale. Mulțumesc! Mulțumesc tare mult, domnul Druță. Eu mă bucur tare mult când toți dumneavoastră citați din programul electoral. Asta înseamnă că încă nu l-ați uitat, că îl țineți minte, l-aveți probabil tipărit undeva acolo prin perete și îl verificați. Și asta mă bucură tare mult. Dumitru sau Galina, nu știu dacă cineva dintre voi vrea să adaugi ceva despre la întrebarea asta. Da, la întrebarea asta, ceva ca să concretizez ceea ce a menționat deja domnul Druț, deci toți cunosc, toți bine, cei interesați să investească în țară deja au avut prilejul să cunoască despre programul PARI 1 plus 1 și noi în programul electoral ne propunem să-l facem PARI 1 plus 2. Deci și considerăm că aceasta este un stimulant foarte mare pentru reîntoarcerea celor care au dorit să investească acasă, dar este esențial ca partea birocratică de aplicare la acest program trebuie simplificată cumva, pentru că oamenii deseori s-au plâns că au prea multe impedimente în acest sens. Și totodată, iarăși, noi și în campania electorală am menționat și continuăm să menționăm acest lucru, că până nu vom face regulă în justiție, până nu vom face mișcări în eradicarea corupției, nu vom putea implementa niciun program PARI 1 plus 1, pentru că a menționat și colegul meu că oamenii s-au întâmpinat des cu experiența de a deschide o afacere și au început să fie tot înconjurați de corupți care le cereau mită și s-au răzgândit și au plecat. Deci, iarăși, la baza tuturor schimbărilor stă schimbarea în justiție și vom putea implementa și aceste programe bune pentru oamenii noștri care vor dori să revină acasă. Dar dacă se poate fix câteva propoziții, în afară de asta, în afară de aceste măsuri, să-i spunem, targetate, dedicate pentru diaspori, trebuie să fim conștienți de faptul că există o sumedenie de probleme care enervează în egală măsură pe cei plecați care ar vrea să revină și nu le permit să lucreze, să-și realizeze sau cel puțin să încerce să-și realizeze unele idei aici acasă. Și cei rămași? Și asta e foarte important să luăm aminte, pentru că birocrația, lipsa de transparență, corupție de la fiecare pas, hârțoaje, ștampile, reguli neclare, ele nu permit celor care deja lucrează în țara asta să se dezvolte, pentru că ai nevoie uneori de două persoane angajate full-time doar pentru birocrație, doar ca să ducă hârțoaje dintr-un birou în altul toată ziua. Și asta nu e exagerare, sincer vă zic. Și nu permit celor plecați, cel puțin, cum am spus, am încercat să mă exprim în intervenția precedentă, nu permit cel puțin să nu considere ideea revenirii absurdă. Deci, uneori, pentru mulți oameni de-ai noștri, să revii acasă e un nonsens, un absurd. Pentru că deja e cumva de la sine înțeles că aici nu are sens. Și asta e marea schimbare pe care noi trebuie să o facem. Nu doar pare și repatriere, dar la fiecare pas, la fiecare colț, în fiecare instituție, în fiecare business proces, în fiecare serviciu public există foarte mult spațiu pentru îmbunătățire, foarte mult spațiu pentru reformă. Noi avem o economie și un mediu de afaceri adânc nereformat de ani și ani și ani de zile. Aici sunt multe lucruri pe care poți să le schimbi spre bine cu o singură lovitură. Și asta e ceea ce trebuie să facem și avem, slavă Domnului, timp pentru asta, 4 ani, pentru prima dată în istoria țării astea. Noi avem o guvernare pro-europeană anticorupție pe 4 ani de zile, fără certuri de alianță, fără și oportunitate, fără precedent și nu avem dreptul să ratăm această ocazie.
dar și în contextul celor spuse de Dumitru despre simplificare și debirocratizare a tuturor proceselor, cred că deja în sesiunea precedentă cu e-guvernare s-a fi pomenit despre faptul că aducerea la rang de vice-prim-ministru a unei persoane concentrate anume pe digitalizare, cred că va face progres în vederea de birocratizării. Și în alte instituții avem de debirocratizat, referitor la întoarcere, ca să revin, mă confrunt nu cu multe cazuri, pentru că sunt puțini cei care se reîntorc. Dar se reîntorc acasă și întâlnesc o birocrație enormă pentru a-și duce copiii la școală, de exemplu. Și noi trebuie să lucrăm și acolo. Avem de lucru și la Ministerul Educației pentru recunoașterea diplomelor pentru cei care se află peste hotare deja și ne-am ciocnit deseori cu problema că instituții de învățământ superior, dar și licee, au fost lichidate sau au dispărut actele și oamenii nu-și pot reface actele de studii. Deci avem mult de lucru în toate domeniile și considerăm că ideile care au sunat și astăzi despre consolidarea acestui organism, acestui inel de legătură care este Biroul Relații cu Diaspora, despre aducerea lui la un rang de autonomie mai mare, va spori iarăși mersul, va accelera mersul acestor procese de îmbunătățire, fie a reîntoarcerii, fie a atraiului de peste hotare a oamenilor noștri, dar ca oamenii să aibă oportunitatea de a alege și libertatea de a alege unde să stea, unde să trăiască. Mulțumesc tare mult! Avem o întrebare din public, cred că doamna Tatiana Nogailuc vrea să adreseze o întrebare, dacă vreți, doamna Nogailuc, acum? Da, bună seara tuturor și complimente pentru acest congres, nicătând la modalitatea în care se desfășoară. Deci aș avea unele întrebări către deputații noștri și în prealabil am un prieten, Valentin Fărăgășan, în România, și dacă eu doresc să văd ce face deputatul Valentin, eu intru pe pagina respectivă și văd sinteza activităților parlamentare, deci comunicatele de presă, inițiativele sale legislative, luările de cuvânt publice și politice, deci tot ce face Valentin eu pot să văd pe o pagină internet, deci eu cunosc unde pot să intru și în Republica Moldova, dar conaționalii noștri din diasporă mă întreabă des ce fac deputații noștri în Parlament, deci ar fi foarte bine că ați publicat cât mai des paginile voastre unde noi putem să intrăm și să vă urmărim, oameni buni, ce faceți voi acolo pentru noi. O întrebare, deci, deputații au luat așa idei de a crea grupuri de prietenie cu parlamentele altor state? Fiindcă în Italia suntem foarte mulți moldoveni și nu ar strica acest lucru. Altă întrebare este pentru doamna Sajin, deci domnie o să aibă o legătură strânsă, am înțeles, cu serviciile consulare. Și am dorit să cunoaștem cum și prin care metode, deci dumneiei, ca să ne ilumineze pe parcurs, pe viitor, sunt selecționați, recrutați persoanele moldovene, deci din teritoriul din Italia, în consulatele noastre în aceste țări. Deci este un concurs public, cum se selecționează acești oameni și studenții care fac studii aici în Italia și nu numai, care doresc să facă tirocinio pe lângă consulate, adică practica, să fie o listă. Deci noi am cere pe viitor, asta e o cerință, să fie o listă pe sistemul consulatului, cât timp ei trebuie să aștepte, care sunt actele, unde să se adreseze și așa mai departe. Și altă întrebare ar fi persoane... Doamna, deci... haideți vă rog să ne limităm la una sau două întrebări, pentru că nu avem tot timpul. Dacă da, vrei, ei sunt împarte, ei sunt patru, împărțiți vă rog și am dorit un răspuns. Dacă mai aveți întrebări, eu vă rog să mi le scrieți și eu să mă asigur că ele sunt răspunse. Și da, dorim numai ultima întrebare, care au făcut parte din legislativul de anul trecut. Doamna Maia Sandu a fost la Roma și a declarat că a închis un acord de protecție socială. Noi am dorit să vedem acest acord și am dorit ca deputații noștri să facă unele ședințe Zoom cât mai des cu oamenii activi din diasporă, cu liderii, fiindcă avem probleme foarte, foarte multe care fără ei nu o să le rezolvăm. Vă mulțumesc foarte mult, baftă și
O să ajungem la unele rezultate cu oameni buni și cu timpuri bune, sper. La revedere, seara bună. Mulțumesc mult. Eu voi începe să răspund chiar și la întrebările generale care au fost puse. Referitor la munca deputaților, exact după același model aveți pe pagina Parlamentului Republicii Moldova compartimentele pentru fiecare deputat, unde sunt publicate toate inițiativele legislative, amendamentele și așa mai... Nu, amendamentele nu sunt publicate, dar vor fi publicate în curând, pentru că acum, după aprobarea unui proiect de lege al meu în Parlament, vor fi publicate și amendamentele și luările de cuvânt. Se fac niște modificări, niște lucrări la sistemul electronic al Parlamentului și în curând vor apărea absolut toate informațiile. La moment puteți vedea inițiativele legislative, pe paginile noastre le avem, pagina mea personală se numește cu numele meu, Galina Sajin, unde am publicat întotdeauna fiecare inițiativă, fiecare interpelare, fiecare luare de cuvânt în briefing. Colegul meu, Dumitru Alaiba, cred că este cel mai activ pe online și nu știu dacă cineva nu cunoaște activitatea sa, atât și în crearea legislativă și așa mai departe, și ceilalți doi colegi vor fi la fel de activi. Puteți să vedeți aceste lucruri. Referitor la grupuri de prietenie, la fel pe pagina Parlamentului Republicii Moldova aveți toate grupurile de prietenie create, sunt foarte multe și fiecare deputat face parte dintr-un grup de prietenie. Eu, de data aceasta, am ales să fac parte doar dintr-un singur grup de prietenie și anume cel dintre parlamentele italian și moldovenesc. Referitor la angajarea în consulate, noi am menționat deja nu odată și că acolo este o problemă. Este o problemă care în pandemie s-a acutizat enorm și eu am făcut numeroase interpelări, dar din păcate nu eram la guvernare și mă întorc iarăși și acum nu mai avem scuze. Vom lucra în acest sens ca să creăm o linie fierbinte pentru ce noi ne-am bătut foarte mult și așa nu a fost creat, oamenii se întâmpinau doar sunete de linie ocupată când aveau nevoie de un ajutor și noi am bătut alarma foarte mult. Nu putem să generalizăm pentru că m-am ciocnit cu munca unor consulate foarte exemplară în măsura acutizării situației în timp de pandemie. Dar da, noi ne vom axa foarte insistent asupra angajării transparente în consulate. Avem peste 40 de misiuni diplomatice. Noi suntem, se estimează, circa 1 milion peste hotare. Din acest milion, chiar dacă și 10% ar fi oameni care au studii în domeniu, nu cred că vor putea cu toții să-și găsească un job în consulatele noastre care, din păcate, din lipsa de mijloace, nu au așa mulți angajați. Dar, da, noi ne vom bate până la urmă ca acest proces să fie unul transparent și să câștige cel mai bun. La fel și cu... Am întâmpinat tineri care au făcut stagieri în consulatele noastre, în misiunile noastre diplomatice. Iarăși, trebuie să fie un proces transparent, trebuie să fie un proces publicat în era noastră de comunicare intensivă pe Facebook și alte rețele. Cred că nu poate să fie lipsa de transparență la ordine de zi. Este o prioritate și v-am zis, sunt concentrat, voi fi specializat în gust pe domeniul conlucrării Parlamentului și cu serviciile consulare și mă voi ocupa nemijlocit de acest lucru. Referitor la întâlnirile pe Zoom, nu știu, poate dumneavoastră nu ne-ați urmărit, dar deja avem peste un an și jumătate, ne-am întrerupt înainte de campania electorală.
Dar noi odată la 3 săptămâni, odată la o lună, făceam mai în, am început cu doamna președintă Maia Sandu să facem periodic ședințe cu oamenii de peste hotare. Pe urmă am continuat cu diferiți deputați, au fost ședințe unde erau prezență mare, medie, mică. Sunteți bineveniți, noi vom continua această practică. Acum suntem în luna august și avem niște probleme stringente de rezolvat și de pus la punct, dar vom reveni la normalitate și vom comunica intens cu oamenii noștri din diaspora, așa cum am făcut-o și până acum. La fel ne puteți contacta și în fiecare întâlnire și comunicare cu oamenii noștri ne puteți contacta personal pe paginile noastre de Facebook, răspund la fiecare mesaj. Pe pagini, chiar și profilul personal, întotdeauna răspund la mesajele oamenilor, mai ales când este vorba despre o problemă. Nu exclud că poate să-mi scape ceva, dar dacă reveniți cu un alt mesaj, neapărat răspund. Așa că sunteți bineveniți și vom continua în același stil. Anastasia, noi nu te auzim. Acum am auzit. Voiam să zic că mai sunt două întrebări de la doamna Nogailuc. Una dintre ele era despre acordul social cu Italia și Dnei zicea că ar vrea să-l vadă dacă acesta va fi sau este public. Eu îmi cer iertare la moment. Nu am verificat pe pagina CNAS, dar odată semnat acordul trebuie să fie publicat pe pagina CNAS-ului. O să verific, dar dacă nu, o să revin la aceasta cumva cu o comunicare pe pagina mea. Bine, mulțumesc. Eu mi-am notat oricum întrebarea asta și o să revenim la ea, o să verific și eu și mi-am mai notat o întrebare de la doamna Nogailuc și o să o transmit ulterior. Voiam să zic că pe un alt canal am mai primit un feedback referitor la discuția noastră legată de votul electronic și votul prin corespondență. Și acest feedback este legat de faptul că acesta este nu doar pentru oamenii din diaspora, ci și pentru cei de pe loc. Ar putea să le fie foarte ușor și sugestia care a venit este că acesta ar putea fi testat la următoarele legeri locale. Doar așa, ca să știți. A fost o inițiativă. A fost o inițiativă a Comisiei Electorale Centrale, care au vrut deja să testeze la alegeri locale, dar din păcate ea nu a fost votată în Parlamentul precedent. Sperăm să fie testată. Eu recunosc că m-am concentrat la studierea votului anume pentru oamenii de peste hotare și vă explic și de ce. În consultările publice avem 100% din oamenii care au participat la ele care și-au exprimat neîncrederea totală în Poșta Moldovei. Dar nu doar din acest considerent. M-am axat tot timpul pentru votul prin corespondență pentru diaspora, dar și din motivul că noi aici avem o secție de votare la câteva sute de metri sau poate la un kilometru de casă sau în cazul când persoana nu este în situația când poate să se deplaseze, poate să solicite urna mobilă. Și deci de asta eu am continui să insist, poate greșesc, poate nu greșesc, dar continui să insist că votul prin corespondență și cel prin internet trebuie implementat pentru diaspora în primul și în primul rând. Dar dacă este posibil implementarea lui în paralel, neapărat, cu atât mai mult că este foarte ușor să-l testezi în țară la alegerile locale și așa mai departe. Exact. De asta așteptăm rezultate cât mai curând. Și dacă mai aveți nevoie de focus grupuri sau oameni care să vă dea opinia, sunt sigur că o să găsim oameni și în diaspora și în Moldova care să contribuie la asta. Voiam să văd dacă mai sunt întrebări la oamenii care participă prin Zoom. Dacă nu sunt, vă mulțumesc tare, tare mult tuturor. Dacă cineva are o întrebare pe care vrea să o adreseze mai târziu, vă rog tare mult să-mi scrieți în privat, să scrieți paginii biroului pentru relații cu diaspora.
Eu vă mulțumesc încă o dată pentru prezență. Vă mulțumesc mai ales pentru voința politică și sper doar ca ea să se traducă cât mai repede și cât mai urgent în fapte și mult succes! Anastasia, pot spun doar în întrebare? Bună ziua la toți! Da, vă rog, repede, mai avem fix un minut, așa că întrebarea 15 secunde și răspunsul 40. Vă rog tare mult! Vă rog doar o idee, aș vrea să vă spun că comunicarea principală a tuturor participanților se axează principal pe rețelele de socializare, dar atunci când am o problemă privată și nu vreau că știu, pentru că atunci când sunt angajată, sunt controlată de patronul meu și de toți patronii care am fost angajată, este o politică a tuturor angajatorilor, atunci aș vrea să vă rog frumos ca să urmăriți și o comunicare privată, nu doar o comunicare online deschisă, pentru că așa este, nu poți să mergi online pentru că știi că ești utilizat ca instrument în scopul Mulțumesc. Dragi deputați, dacă vreți, poate repejor ceva între voi să spună care sunt căile prin care cetățenii vă pot contacta în mod privat. Dacă nu doriți să comunicați cu mine, de exemplu, prin Messenger, puteți să-mi scrieți pe moda veche o petiție scrisă pe o foaie de hârtie. Pe adresa Parlamentului Republicii Moldova o găsiți oriunde, Ștefan cel Mare 105, că ele sunt foarte diferite. Vă puteți înscrie la audiență, luni este ziua de audiență a cetățenilor, vă apropiați la Parlament atunci când sunteți în țară, dacă doriți, sau nu știu care altă modalitate. Poate doamna nu a înțeles că este vorba despre comunicarea prin Messenger și nu în postările de pe Facebook sau pe pagina, da, acolo. Este o comunicare privată, este o comunicare privată, noi nu o să transmitem nimănui. Da, deci asta înseamnă că cetățenii, mai ales cei din diaspora care pot cere mai greu audiență, vă pot scrie pe profilele personale de pe rețelele de socializare sau pe paginile pe care le vezi dumneavoastră, da? Ca să precizăm. Bun, încheiem cu... Da, Anastasia, aș fi vrut să mai adaug ceva. Un minut, vă rog. Da, chiar și mai puțin. Dar noi venim din diaspora și știm drumul spre diaspora. Eu cred că noi vom efectua și vizite de serviciu în diaspora și ne vom întâlni, așa cum în timp campanii electorale vom avea întâlniri cu conaționalii noștri din diaspora, fiindcă eu chiar îmi doresc acest lucru, pentru că atâția ani aflându-ne în Italia, eu, la fel ca majoritatea zdrobitoare a conaționalilor noștri, ziceam că doronimistul e de casă, purtăm Moldova în suflet și uitați-vă ce s-a întâmplat. Am venit de ceva timp acasă și simt că de acum am în suflet o bucată de Italia, am Parma. Și eu cu mare plăcere să mă torc în Italia să mă întâlnesc cu naționalii noștri. Înțeleg. Sau cel puțin audiență online. Eu cred că se poate organiza și așa, nu neapărat trebuie să vină oameni. Audiențe private online. Pagina de Facebook, la mine tot timp stă sus, înscrieți-vă la audiență online și am organizat și pe Zoom, lumea s-a înscris, am discutat mereu, nu este o problemă, contactați-ne, urmăriți-ne, vă rugăm frumos și noi acolo publicăm mereu anunțurile când facem întâlniri cu diferiți deputați, nu doar cu noi cei care am venit, pentru că oamenii au interes și întrebări și la alți deputați și noi asta am făcut. Deci am organizat întâlniri și cu alții, nu doar cu cei care avem experiența diasporei. Eu aș vrea să salut toată lumea, cei care suntem în conferință pe Zoom, dar și cei care ne urmăresc pe Facebook. Să vă mulțumesc pentru această discuție, pentru oportunitatea aceasta, pentru că ați venit la invitația Biroului Relații cu Diaspora și vă invităm și în continuare, contactați-ne și vom discuta atât în grupuri mici, mari, medii, cât și în privat. Da, și poate că o concluzie foarte succintă. Dacă, dragi cetățeni, aveți orice întrebare, orice problemă, orice solicitare, nu știu, nevoie de un sfat, nu ezitați să luați legătura cu Galina.
Eu vă încurajez să luați legătura cu oricare dintre acești patru. Asta o glumă, desigur. Suntem absolut deschiși, absolut oricând, suntem foarte bucuri. Exact, suntem la un început și trebuie toți să avem în vedere că doar împreună putem face schimbarea. Nu odată în patru ani când mergem la secția de vot, dar în fiecare zi, cu critici constructive, cu păreri, cu sugestii și cu implicare personală a fiecăruia. Așteptați-le, criticile și ideile. Eu vă mulțumesc tare mult încă o dată, mulțumesc din suflet organizatorilor pentru acest eveniment și vă doresc o seară bună în continuare și productivă. Mulțumim frumos, Anastasia, mulțumim domnilor deputați. Cred că nu sunteți doar deputații diasporii, pentru că așa cum diaspora este doar așa pentru ca să știm noi despre cine vorbim, dar ați avut mare dreptate legat de faptul că e nevoie să... că oamenii revin acasă când va fi calitatea vieții altfel. Asta este cel mai important. O ultimă chestie în seara asta, de ce nu o lege a diasporii, nu neapărat o lege a repatrierii doar? Asta așa ca să rămână de gândit. Multe țări au această lege și poate că e cazul să stabilim odată niște lucruri. Da, bineînțeles, pe termen lung, nu neapărat acum, dar pentru că acum văd că prioritățile sunt foarte clare. Seară bună vă dorim, o să vă rugăm să rămâneți cu noi pentru că mai avem ceva să vă spunem. Sănătate și vremuri bune. Doamne ajută. Și acum este seară. Anul trecut, în acest timp, în această sală, eram cu toții împreună cu domnul Turea. Din păcate, COVID-ul l-a răpit pe domnul Valeriu Turea, dar contribuția dumnealui atât în lumea artistică, cât și în lumea diplomatică, cât și în căldura care era prezentă la Beredeș, oriunde era dumnealui, deci nu conta oriunde se afla dumnealui, ne face să ne dorim să-l, eu o să zic românește, un cuvânt vechi românesc, să-l pomenim. De aceea, în seara asta, avem un spot video în memoria domnului Valeriu Turea, care se numește Portugalia, țara dorului răsare. Nu știu dacă dumneavoastră știți, dar dumneavoastră a avut o expoziție extraordinară de fotografii la Chișinău și noi vă invităm să urmărim împreună în tăcere pentru a-l onora pe cel care a fost Valeriu Turea. Cantado de um fado que eu inventei, a falar não posso dar, mas ponho a alma a cantar e as almas sabem escutar-me. Então
de todos vós. Poetas da minha vida, é loucura. Ouço dizer, mas bendita esta loucura de cantar e de sofrer, de chorar e chorar. Poetas do meu país, troncos da mesma raiz, da vida que nos juntou. E se vocês não estivessem a meu lado, então sunt sigură că undeva în ceruri Domnul Turea este astăzi împreună cu noi și se bucură.
Pentru că, în sfârșit, putem sta împreună, așa cum zicea dumnealui, și împreună facem, așa cum zicea dumnealui. Este, de fapt, un slogan pe care l-am preluat din cuvintele domnului Valeriu Turea. Iar noi vă așteptăm mâine la 15.00 aici, pe online, pentru discuții legate de serviciile consulare, de instrumente financiare, economice, de modul în care putem colabora mai bine unii cu alții. Vă așteptăm cu mare drag să avem o seară bună, bună, sau o dimineață bună, bună pentru cei care ne privesc din Canada, Statele Unite și alte locuri, peste tot pe unde suntem. Seară bună!